Cutremurele resimțite în ultima perioadă pe teritoriul județului Gorj au speriat pe cetățeni. Autoritățile au organizat o campanie națională de informare și pregătire a populației pentru cutremur, numită Nu tremur la cutremur. Vizează, cum evident se înțelege, tipul de risc cutremur. De ce? Ar fi întrebarea fiecăruia, poate, dintre telespectatorii dumneavoastră și o întrebare normală și legitimă. O problemă pe care noi ne-am pus-o în lansarea acestei campanii și anume sub aspectul întrebărilor pe care și le-ar putea pune populația. Nu cumva autoritățile știu ceva, ceea ce am vrea să știm și noi și nu ne spun, sub aspectul posibilității producerii unui astfel de eveniment în perspectiva imediată sau mai îndepărtată. Nu. Cutremurul rămâne un eveniment impredictibil. Acțiunea noastră o considerăm una normală atât timp cât acest pericol există și atât timp cât posibilitatea manifestării lui nu poate fi prevăzută. Trebuie să fim educați vis-a-vis de comportamentul pe care îl avem la un astfel de eveniment. Și v-aș ruga să ne spuneți ce vă propuneți prin această campanie. Prin această campanie avem în vedere informarea corectă a populației privind modul de pregătire și de comportare în caz de seism. Și campania, prin căile ei de diseminare, are 7 filme de animație prin care prezentăm, pe de o parte, modul de pregătire a locuinței și individuală pentru cutremur și, de asemenea, modul de comportare în diverse ipostaze. Sub aspectul nevoii de informare pe acest subiect este dovedită deja. Aceste filme despre care vă vorbeam au făcut obiectul unei evaluări de impact. De aici a rezultat că populația nu cunoaște modul de comportare în caz de cutremur. Cunoașterea e una care se bazează pe experiența trăită a cutremurului din 77 într-o anumită măsură, dar trebuie să ținem cont că peste 60% din populația României nu a trăit experiența cutremurului din 1977 și, prin urmare, răspunsurile la întrebările care au vizat acest studiu sunt diverse. Pe de o parte vizează sau răspunsurile, domnule, o să sun la serviciile de urgență sau nici cea mai mare parte dintre respondenți nu și-au pus problema că trebuie să se pregătească, trebuie să își desfășoare un anumit timp activitatea să supraviețuiască în condițiile manifestării unui cutremur major. Ați spus dumneavoastră 7 filmulețe. V-aș ruga să ne spuneți dacă în aceste 7 filmulețe ați luat în calcul cam toate spețele pe care putem să le întâlnim. În aceste 7 filme am încercat să surprindem cele mai importante reguli de comportare, de pregătire și de comportare în caz de seism și în diverse ipostaze. Și aici a fost un element de noutate în studiul acesta care s-au făcut pe aceste 7 filme, pentru că populația a fost foarte surprinsă de faptul că acest eveniment cu tremurii poate surprinde și în diverse ipostaze ale vieții cotidiene, și pe stradă, și la cumpărături, și la școală, și la serviciu. De asta aceste filme, tocmai ipostazele astea le vizează, sunt, așa cum vă spuneam, pregătirea locuinței și individuală, regulile generale de comportare și 5 ipostaze dintre cele care vi le-am enumerat. Cetățeanul poate fi stăpân pe situație. Mizăm pe un pic de răgaz din partea cetățeanului să asculte la recomandările noastre, pentru că nu au alt scop decât acela de salvare a vieților. Și din această perspectivă ne-am dorit ca cetățeanul să devină partenerul nostru în această acțiune. Cetățenii sunt afectați de cutremure, însă au declarat că s-au obișnuit cu seismele și venirea unor cutremure nu îi va speria la fel de tare. Sismică, că se anunță alte cutremure la fel de puternice ca cel din 77. Vă sperie acest lucru? Nu mă sperie, că sunt obișnuit cu ele. Da. Am obișnuit la bloc sau la etajul 40, le-am simțit foarte bine anul ăsta. Și nu v-au speriat în acele momente? V-ați gândit să vă mutați cumva la țară? A fost o perioadă când am plecat la țară, atunci când a fost perioada cu tremurilor, și am plecat la țară, am stat câteva nopți, după aceea am revenit la bloc și ne-am obișnuit.
Deci în aceste momente am fi pregătiți pentru alte cutremure. Sunt pregătiți. Eu stau la etajul 4 și se presupune că etajul 4 cade pe celelalte etaje și așa că e în regulă totul. Asta seismologic. Ar putea să vină unul ca cel din 7-7. Vă speria acest gând? E mare cu... Acum ce vrea Dumnezeu. Dacă e să fie, este. N-avem ce face. Dar sperăm să nu fie. Dar pe dumneavoastră vă speria atât de tare gândul? Adică nu, pe cele nu. Dinainte le-a simțit? Le-am simțit, eram în casă și le-am simțit foarte bine. De moment am fost cam speriată când am văzut că pereții încep să se aplece, dar asta e. N-avem ce face. Sau că România este o țară seismică acum cum vi se pare? Adică se întâmplă și la noi destul de des cu tremure, s-au întâmplat în ultima perioadă. E adevărat, mă gândesc că și înainte erau, dar nu se făcea atâta... Cum să vă zic, nu se știa, nu era atâta vâlvă că se... Dar cred că dintotdeauna au fost și aici. Că au fost mai micuțe, poate, dar cred că au fost mereu. Se pare că noi suntem pregătiți pentru cutremure, pentru seisme atât de mari? Nu cred. Nu cred că suntem, din nefericire, da. Și cred că nu o să se facă nimic în privința asta. Cel puțin deocamdată. La dumneavoastră s-au înregistrat pagube cumva în urma cutremurelor? Minore. Nu. Deci s-au crăpat puțin pereții și a căzut galeria. Nu. Pahare sau ceva așa mai... Nu atât de puternice. Da? Nu, deodată. Nu deodată. Dar v-ar speria dacă ar veni unul puternic la fel ca în 7-7? Da. Ce ziceți? Da. Așa se anunță. Da, normal că da, ne-ar speria. Da. Noastră e pregătită pentru asemenea dezastre. Ce ziceți? Nu știu ce să zic, nu cred. Nu cred. Sau noi ca cetățeni? Majoritatea nu cred. Majoritatea. Eu sunt obișnuită cu o școală din 7-7. Dar că se anunță altele la fel ca acela, vă sperie acest gând? Nu. Ce să se întâmple, se întâmplă. Știi că în fața naturii nu te poți spune. De aici noastră cum le-ați simțit? Stați la casă sau la bloc? Nu, stau la bloc la etajul 6. S-a simțit destul de puternic, da. Asta e. Și v-ați gândit să vă mutați la țară? Nu. Deci sunteți pregătită pentru următoarele. Asta e viața. Ce să facem? Da. Eu știu. Zona seismică la noi a fost de la început. Suntem pe linia Cărbunești, deci era de așteptat. Da. Ce-o vrea Dumnezeu. Normal că ne speriem. Dacă ar veni un alt cutremur ca cel din 7-7, credeți că am fi pregătiți? Nu cred că suntem pregătiți. Nu. Dar cred. În urma cutremurilor dinainte ați văzut, s-au produs atâtea dezastre. Da. Subiectul cutremurelor sperie pe toată lumea, însă autoritățile au început demersuri pentru a pregăti populația, astfel încât oamenii să nu aibă reacții necontrolate în cazul unui nou seism important.